Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Cleja, județul Bacău. Vizionare plăcută! Domnilor consilieri, ați fost convocați în ședință ordinară conform dispoziției numărul 342 din 22.12.2023. Din consultare cu indicii de prezență rezultă că toți consilierii sunt prezenți. Ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29.11.2023. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară din data a Consiliului Local din data de 11.12.2023. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară din data a Consiliului Local din data de 20.12.2023. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului și taxe locale pentru anul 2024 la nivelul Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru evaluare și asigurare a calității a școlii gimnaziale Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău pentru anul școlar 2023-2024. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 94 din 31.10.2023 cu privire la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Cleja numărul 97 din 31.10.2023 cu privire la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale a debitelor persoanelor decedate și a debitelor persoanelor juridice ca urmare a radierii de la Registrul Comerțului la nivelul Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de administrare asupra unui imobil din proprietatea publică a UAT Comuna Cleja în administrarea statului român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, cuprins în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național autostrada Focșani-Bacău. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Cleja pentru ședința adunării generale a asociațiilor ADIP din data de 11.01.2024, respectiv 12.01.2024. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local al Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 4 al anului 2023. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 37 din 28.04.2023 cu privire la aprobarea salariului de bază și a coeficientului de ierarhizare pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională administrației și al salariului de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională, sănătate și asistență socială din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind analizarea și respingerea cererii de ajustare a tarifelor formulată de SC Soma SRL conform raportului expertului cooptat de ADIS Bacău de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 1211 per 4006 din 6.05.2021 și diverse. Toate proiectele au fost inițiate de către primarul domnului domnul Petru Cristof. Cine este de acord cu ordinea de zi? Cine este de acord cu ordinea de zi? De 10 voturi pentru, da? Domnul președinte, vă rog. Începem cu primul punct al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29.11.2023. Sunt discuții la primul punct? Obiecțiuni aveți? Dacă nu, să supunem la vot. Cine este pentru? 10 voturi pentru. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 11.12.2023. Sunt discuții? Obiecțiuni? Supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. 10 voturi. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 20.12.2023. Dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. 10 voturi. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 la nivelul Comunei Cleja, județul Bacău. Dacă aveți discuții, ați avut materialul de fiecare. Dacă sunt discuții, ca să clarificăm situația, nu s-au făcut nicio majorare decât conform legii indicele de inflație. 13,4. Dacă aveți discuții prin această marge. Nu, dacă nu s-a
Dacă nu se supune, dacă s-a omorât. Nu. Doar că indice de inflație. Ceea ce s-a omorât cu 13,2. Mai conform legii. Conform legii. Și câștigăm. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. 10 voturi. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității al Școlii Gimnaziale Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. Vă rog să discuți. Propuneri pentru un reprezentant. Întâi discuții și pe urmă. Deci atribuțiile comisiei sau a reprezentantului Consiliului Local este să coordoneze aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității aprobate de conducerea școlii, elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației. Raportul este adus la cunoștință tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare și formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației. Este o comisie constituită la nivelul școlii gimnaziale Cleja și este obligatoriu să facă parte și un reprezentant al Consiliului. Dar fiecare an am avut. Aici n-am avut, în anul ăsta nu ne-a cerut școala. Eu zic să-l propunem pe domnul viceprimar, că totei... Da, totei... Are și copii, ieșe prin zonă... Dar și dacă-i voi, domnul. Da, nu-i Consiliul de Administrație, nu-i... Da, nu-i vorba de bani. Nu-i vorba de bani. Adică faci voluntari. Și ești aici, în zonă. Dacă sunteți de acord cu domnul viceprimar. Da, sigur că da. O singură propunere? Eu îl aș propune. Deci cine propune? Pe domnul Cadar. Deci domnul Dejan. O să plâng ca ea pe mai e, în afară de domnul Bejan, mai propune altcineva pe... Da, o să trebuiască să vă dau buletine de vot. Da. Deci nu mai există nicio propunere, da? Mă gândesc că de pare, da. Mă bucur că nu o să mă vadă. Da, să mai departe. Doar primul, doar primul doar cine mai este propunerea? Domnul Cazar. Domnul Vicea. Și domnul Vicea și domnul. Dar nu vrea pentru că să nu fie un conflict. Mai bine. Dar nu știu mai bine. A lăsăm pe domnul Cadar să da, lăsăm. Dacă tot vrea, să mai... Domnule consilier, nu se poate ca să fie unul singur, trebuie să fie doi. Pe cine vreți să mai propuneți? Până cu o persoană. Da, pot propune. Până ca să fie... Să fie normal, să fie legal. Da. Stați ca să completați din nou, doamna. Da? Nu, dai înapoi ca să completeze cu o persoană. Poate aveți tu plăcu și mă vor la vă spun că de semn de atât a fost pahar, nu? Să nu vedeți. Deci cine propune pe cine? Pe domnul Joca. Deci domnul Laslau propune pe domnul Joca. Dați mai departe. Dar nu știu cine e. Nu faci un mic de euro.
Bifați doar o singură persoană. Ne-a figurat și pe timpul... Da, deci mi-e fixul, domnul de la plus. Nu, e pe cum. Sigur am dat ceva în plus. Da. Să avem mai multe buletă. M-am gândit că se vor greși. Au schimbat așa mie. Nu mai am. E aruncat în pașa. Ba, e da, da. O zic, la mă, așa trage. Se anula, mai știu că. Se anula. Ce mai bun de-a făcut? Egalitate. 3, 4, 5. Eu nu mai am buletine de O să dăm buletinele înapoi și dăm pe margine aici câte un ex. Hai, gândiți-vă un pic. Păi da, dar nu știm cine a votat Joca și cine a votat ca, dar nu avem cum să dăm. Poliții pe amândoi. Mergem cu propunere. Mergem la vot. Cine este pentru deschis, domnul Cadar? Vot deschis, eu. Că dacă nu... Da, super. Deci o fost 5 la 5. Bună, ce vorbim aici? Păi da. O să le mănânci zile. La de costă, să știu. O să le mănânci zile. Mă chem la muncă gratuit o zi. Unde? La vie? La vie, la copac, la vie. Da. Bun. Trecem la... Am dată să anunțăm din timp ca să știu să ne gândim. Așa, spunem la vot proiectul cu propunerea, împreună cu propunerea cu domnul Cadar. Cine este la punctul 5. Cine este pentru? Vă mulțumesc, 10 voturi. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 94 din 31.10.2023 cu privire la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Crejă, județul Bacău. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Se modifică doar titlul, în loc de inventar, trebuia să menționăm bunurile care aparțin și nu inventarul bunurilor care aparțin. A fost o greșeală în hotărârea aceasta. Și ambele hotărâri sunt... Făcut din nou. Am refăcut hotărârea. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă nu sunt discuții, vă mulțumesc. 10 voturi. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 97 din 31.10.2023 cu privire la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Clejă, județul Bacău. Doamna secretară, poate ne explicați. Tot la fel. Sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru?
10 voturi pentru. Vă mulțumesc. La punctul 8. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale a debitelor persoanelor decedate și a debitelor persoanelor juridice care, ca urmare a radierii de la Registrul Comerțului la nivelul Comunei Cleja, județul Bacău. Dacă sunt discuții, vorba de societăți care și persoane fizice care au decedat. La persoanele fizice doar cei care au avut amenzi. Nu da. Și de la impozite și taxe. Că... Mai sunt discuții? Domnul Cap. Rămână la voturi. Ăia mor. Cum? Rămână la voturi. Rămână la voturi. Altă treabă. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. 10 voturi. Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind transferul drepturilor de administrare asupra unui imobil din proprietatea publică OATE Cleja în administrarea statului român, reprezentat de Ministerul Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ESA, cuprins în coridorul de expropiere a lucrărilor de utilitate publică în interes național autostrada Focșani-Bacău. Deci este vorba de autostrada care se face acum și, bineînțeles, conform legii... E o suprafață de 1406. Eu cred că suprafața asta cred că rezultă din... după ce s-au făcut măsurătorile astea, chiscop, când au... Sunt terenuri care n-au proprietăți, n-au proprietari. Și unde n-ai proprietar, atunci spune că e... AUAT-ului. Dar... Și atunci vine asupra noastră, știi? Dar pot să fie și drumurile. Și au și drumuri, sau drumuri, ce avem în proprietatea lor. Sunt 1400 de metri. Și-o părău, părău. Și părău. Și numele colectoare. Și lor trebuie să le iasă suprafață. Mai sunt discuții pe marginea acestui punct? Dacă nu sunt, supărăm la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. 10 voturi. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale, Comuna Cleja, pentru ședința adunării generale a asociațiilor ADIP din data de 11.1.2024, respectiv 12.1.2024. Vorba de domnul primar, probabil. Da, 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 da. Pentru ședințele care se țin în fiecare an. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu, se supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. 10 voturi. Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea comisiilor de specialitate a Consiliului Local al Comunei Cleja. S-a votat odată, dar deci, supunem la vot. Cine? Nu? Deci, așa cum s-a discutat în ședința de comisie, comisia juridică va fi completată cu doamna Stoleru Angelica și cu domnul Sac Augustin, la Comisia Buget Finanțe cu domnul Sabău Anton și la Slău Andrei, iar la Comisia de Învățământ doamna Stoleru Angelica și domnul Sabău Anton. Da. Astea sunt completările. Sunt discuții nemulțumite. E cineva care se plânge cu noi trecut într-o comisie? Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Vă mulțumesc. 10 voturi. Trecem la punctul 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 4 al anului 2023. Dacă ne poate explica ceva, doamna secretară? Da. S-au dat niște sume pentru asistențe personal și pentru persoanele cu handicap și ne-au mai dat niște sume pe care le-am repartizat pe capitole, dar nu mai putem face cheltuială, vor intra aceste sume în excepția. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 al hotărârii Consiliului Local numărul 37 din, 20, din data de 28.04.2023 cu privire la aprobarea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională, administrației și a salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională, sănătate și asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Cleja, județul Bacău. Deci, da. În urma reorganizării aparatului de specialitate, șeful SBS-ul era atunci pe post de conducere și trebuia să-l trecem pe post de execuție, pentru că postul lui este de execuție.
și trebuia să-l trecem în anexă ca să-i acordăm gradațiile corespunzătoare. Din aceeași anexă am scos și acele posturi pe care le-am redus. Iar la sănătate și asistență socială? Nu, n-am făcut. Nu, doar anexa 1. Anexa 2 era cu asistența socială. Deci acolo urmați la fel? La fel, nu am. Sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, se supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc, 10 voturi. Trecem la punctul 14. Proiect de hotărâre privind analizarea și respingerea cererii de ajustare a tarifelor formulate de SECE Soma SRL conform raportului expertului cooptat de ADIS Bacău de către OAT-uri membre parte din în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 1211-4006, din data de 6-5-2021. Dacă ne puteți explica ceva cu Soma. Soma a cerut ajustarea tarifelor și ADIS-ul a angajat o firmă prin care a cerut să se expertizeze și s-a considerat că nu este necesar să majoreze tarifele și respingem cererea. Votăm cu două mâini. Dar e de fiecare dată, cât mai mult să se ia. Adică tariful rămâne cel de anul acesta. Da, da. Deci da. Nu se scumpește nimic. Nu se scumpește nimic. Mai sunt discuții pe marginea acestui punct. Dacă nu, sunt supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la? Divers. La divers. Dacă sunt probleme pe marginea... Aș vrea să ridic o problemă pentru localitatea Somuțca în privința programul autobuzelor. Pentru, mă refer aici inițial pentru sâmbătă și duminică. Se merge pe vechea schemă că sâmbătă și duminică urcă, adică duminică nu urcă deloc, sâmbătă urcă decât două curs. Am venit de, mă rog, nou transportator și mă uit foarte clar acolo că scrie Clezia și Somușca. Nu știu de ce este Somușca defavorizată, datorită faptului că sâmbătă cei mai mulți, de se poate verifica, cei mai mulți care sunt din Somușca și bace urcă pe jos. După părerea mea sau și rugămintea mea ar fi ca să se respecte programul din cursul săptămânii și sâmbătă și duminică. Ținând cont că ei au făcut deja o ajustare, pentru că li se pare dealul puțin mai mare și au mai pus în curioc la preț, nu discutăm acest lucru, că, na, dar să vină să, deci, să respecte programul de și în cursul, adică capăt de linie să fie Somușca, nu Cleja. Mă refer la autobuzele de dimineață de la 7 care pleacă din Bacău, se urce la Somușca, și să întoarcă înapoi, de să fie autobuz la 8:30 și din Somușca, mă refer și la ora 12:20 și ar mai fi după masă, la 3:30 sau cum au ei și cel de 6 seara sau 7:30. Mi se pare un lucru normal din cauza că au luat Cleja împreună cu Somușca și atunci nu știu de ce nu vor să vină sau vor acel program de vechi. Dar nu se încadrează în programul vechi? Cum păi, erau cei de la... Păi acum se încadrează, dar atunci, mă rog, o persoană, nu mai dăm nume, n-am mai vrut să mă urce sâmbătă și duminică autobuze la Somușca. Acum, poate nu le convine, dar dacă stăm și ne uităm, foarte mulți cetățeni din satul Somușca merg pe jos sâmbătă și duminică. Deci folosesc acel autobuz pe prioritate. Și nu e ceva ieșit din comun, ar fi o cheltuială prea mare. Deci e ceva normal, după părerea mea, care ar trebui făcut. Dacă puteți, domnul primar, să discutați direct cu patronul. Direct cu șeful, da. Da. Deci, și ar mai fi încă o problemă cu... De fapt, nu cred că e datoria primăriei, dar poate intervenim noi ca să evităm anumite probleme. Deci, sunt rețelele de cablu care, deci, merg spre Somușca. Sunt copaci, a fost vânt, a fost... Și sunt copaci care atârnă efectiv pe cabluri. Cablurile respective sunt oarecum ranforsate cu ceva, dar oricând se pot rupe și rămâne fără telefonie, fără
fără alte chestii. Rugămintea mea ar fi, dacă se poate, să cel puțin în zona respectivă, anume, copacii respectivi, dacă pot fi tăiați, mă rog, să lase lemnele acolo, numai ca să evităm... Am văzut că s-a făcut, asta pentru autobuze, am văzut, dar nu s-a făcut și punctual pe partea de cablaj, care, sincer, acum fără internet, fără telefonie, fără toate astea, da, și sunt punctual 3-4 cazuri, nu sunt așa de multe. Da, atâta pentru s-a făcut. Mai am și o întrebare completare la ce a zis domnul coleg. Am înțeles că ar fi mici probleme cu elevii care nu sunt primiți cu abonamente care le plătesc, practic, indirect prin stat, să circule sâmbătă și duminica. Păi firmele de transport, din moment ce încasează bani pentru acele abonamente, nu contează de unde vin banii, că vin de la stat sau vin din alte părți, ar trebui să accepte și să-i transporte și sâmbătă și duminica, așa cred, ca fi normal. O să vorbim cu directorii de acolo, să vedem care sunt. Fiindcă e vorba de... Ei au licitat un traseu și cam asta. Spun, domne, noi aveam un caiet de sarcini pe care l-am respectat, și am respectat-o și nu ne abatem. Dar mici modificări putem face. Da, din moment ce încasează, practic. Și ei sunt... Nu, acolo scrie că abonamente gratuite. Abonamente nu sunt gratuite. Sunt decontate de stat. Deci, practic, acei bani ajung la transportatori. Dacă ajunge banul la tine, fă și treaba. Nu pune elevul să mai plătească sâmbătă și duminica ca să se ducă la pregătire sau unde duce ea. Nu, probabil. Așa este, numai că probabil și de unde primesc ei banii, li se specifică, nu-ți dau abonamentul întreg la preț, îți dau mai puțin pentru că sâmbătă și nimic nu-ți plătesc, pentru că nu, copiii nu fac școală. Problema, statul subvenționează aceste abonamente 5 zile sau 4 zile. În rest, zici, domnule, eu am primit banii pentru 4 zile. 5 zile. Sau 5 zile, sau cât înțeleg. Dacă banii sunt pentru 5 zile sau sunt pentru 7 zile? Nu, sunt sigur, că spun eu că sunt pentru 5 zile, pentru că așa e școala, el nu plătește decât... Ca principiu... Și de ce vă zic? Da. Când erau copiii mei la școală, circulau și sâmbăta și duminica. Se ducea la pregătire sâmbăta, duminica... Hai să văd care ar fi impactul. Am să vorbesc cu ei, domnule, care e impactul dacă vin și copiii și nu mai duc, nu mai are o activitate mai gutare. Că de obicei nu se duc toți la sâmbăta și duminica la... Nu circulă toți, e vorba de 10%, să zicem. Nu cred că ar fi un impact financiar prea mare pentru firmele de transport. O să vorbesc cu ei, dacă au abonamente, să fie acceptați. Da, mulțumesc frumos. Aș mai avea eu ceva de adăugat, dacă se poate, având în vedere ce s-a întâmplat la Valea Mică, acel incendiu care a distrus o locuință respectivă. Poate nu știți, dumneavoastră, mi-ați auzit? Nu, dar explicați, că nu știți. Deci, acum, câteva zile, a ars o casă. A cui? A lui Pișta, băieții lui Pișta. Da, la magazin. Unde e? La Valea Mică, a ars definitiv, aproape. Unde este Pișta ăsta? E pe principal, numărul... E principal, lângă acea groapă, cu noi acolo. E groapă. Unde sunt țarcurile? Da, unde-i țarcul de adunat resturile, da. În fine, da. O să aflați dumneavoastră. Casa e distrusă aproape, 90%, aproape 100%, nu se mai poate locui. Acum, din câte am înțeles, băieții ar fi având o mică asigurare, nu știu când, dar până atunci, eu zic că știu că n-avem voie la cheltuieli, primăria n-are voie, dar totuși ar fi nevoie de un pic de ajutor. De partea primăriei, să vedem la primărie, să vedem ce se poate face. Și să vedem, și noi să punem și de la mână la mână și să putem să ajutăm și noi ca privat. Dar să vedem. Sigur, ei acum stau unde apucă, dar vreau să adaug ceva la acest caz, ca pentru viitor, că acum nu sunt fonduri. Deci, pentru Consiliul Local să fie dotat cel puțin cu 2 containere și în acel moment dacă am luat cu buldoi excavator containerul și mutăm omului în curte, să aibă unde să stea, că e frig, e iarnă, să nu mai fie nevoie să... Noi putem, avem un apartament al nostru aici. Bine, dar oamenii o să vină să muncească acasă, să vină pe un apartament, nu mai ușor ar fi? Mai om, ce?
acceptat pentru că... Vede stânga, parcă. Dar oricum. Sunt containe. Omul stă în containe. Păi da, dacă n-ai omul să stai perioada de iarnă. Și dacă tu îi dai locuința aici și spun, domnule, uite, apartamentul ăsta, de bun, am apartament acolo și vino și stai în apartament. 10 minute pe jos până acasă. Da, da, problema se pune, ar trebui, odată că vine sau nu vine, să și stabilim și durata pentru cât poate să stie. Pentru că s-ar putea să spună, domnule, dacă am casă, păi nu, dar e acum perioada de iarnă, nu poți să te apuci să ridici o locuință bătând din pat. Așa este. Bun. Deci încă o dată. Hai să găsim o formulă să vină aici, să stai în apartament. Deci eu am să trec la ei astăzi, că eu am fost și azi dimineață. Câți copii? Câți sunt acolo? Sunt trei frați. Adică că părinții sunt morți, sunt decedați. Dar copiii mari, nu? Unul are... 35 de ani, nu, mai mult. Nu, mai spunem copiii ăștia cât de mari sunt? 35 de ani. Păi unul 35 de copii, nu-i mai e copil. Altul, mai spunem un vârstă. Trei persoane, două persoane au rămas. Părinții au decedat acum, recent. Băi, omule, la 35 de ani, a murit, mama a murit. Păi omule, dar e vorba de locuință, domn primar. Au rămas fără locuință, nu? Au ars casa părinților. Ce? Nu trebuie ajutați? Trebuie lăsați așa să... Da, cum ziceți, eu sunt aici luat hotărâri. Mai am să ne dăm un ajutor, să dăm. Doar o întrebare, vă rog. Da. Dacă a fost un incendiu așa de mare, cum de primăria nu a fost informată de persoană care e la ISU? Cred că a fost informat. A fost informat, s-a intervenit, eu n-am fost. Mie mi s-a părut că nu știu nimic. Am avut mici probleme și... Domnul Vice știe. Eu sunt anunțat de fiecare, da. Ok, mulțumesc. Haideți, a ridicat o problemă. Haideți să... Ce facem? Îi dăm apartamentul? Da. Da, sigur. Că dacă stă degeaba acum în păcată, nu se poate acolo. Măcar până în vară, măcar trei lucrurile de acolo. Să mă distrugă, care plătește utilități. Mai degrabă, poate sunt. Sunt case care nu sunt locuite. E o perioadă determinată, doar e timp, nu trebuie, nu cam călcuiți. Nu, eu zic să faceți un contract pe o perioadă determinată, două luni, cu posibilitate de prelungire. Și atunci nu se afecta noi la primării să găsim o soluție. Că și deci acum e cald afară, dacă vine frigul ăla de minus 2-15 grame, o să vină fugută la apartament la căldură, că e normal, orice mă mare nevoie. Și aici e privilegiile, nu? Primăria se ocupă. O să mă adionez și eu ceva. Da. Da, mulțumesc. Păi, avem o problemă. Știți că ultima lună am făcut acest proiect cu străzile care ar mai fi de asfaltat. Suntem acum în faza de aprobare DALIU, de aproba DALIU. Acum suntem la certificat de urbanism, s-a dus chiar Sorin, administratorul public, să vedem dacă reușim să scoatem ca să depunem anul ăsta acest proiect. Să vedem dacă obținem acel certificat de urbanism, dacă acum, cum știți, nici la Consiliul Județean nu prea se lucrează, nu prea ai cu cine vorbi. Dacă este o ședință de îndată, vă mai sunăm un pic ca să reușim să aprobăm acest proiect, ca să depunem anul ăsta. Dacă primim acest DALI cu certificat de urbanism, trebuie aprobat. Asta era problema. Să vedem, noi vorbim și cu proiectantul, când are de gând să-l depună, știi? Dacă e o chestie urgentă, vă convocăm și o ridicare de mână, trebuie să facem hotărârea de consiliu. Asta este. Da. Așa este acolo, aprobat, de pe acum. Da, de pe acum și da, de pe rezervă. Modalitatea trebuie să... Dacă nu mai sunt... Procedura trebuie... Se poate face și o mică modificare, doar tot s-a spus că o să poată să intre online, nu? Atunci aveți aparatura, imediat îi contactați. Așa este. Și aveți aprobarea. Știm lucrul ăsta. Da. Păi
trebuie să fim și 2-3 prezenți aici. Da. Mai sunt probleme? Dacă nu mai sunt, consider ședința încheiată. Este ultima ședință din anul 2023. Dorindu-vă multă sănătate, un an nou cu bucurie și tot ce vă doriți. Să dea Dumnezeu ca ședințele să curgă așa cum au curs ultima perioadă, cel puțin. Ultima perioadă. Și eu vă spun la mulți ani, să avem un an bun. Mulțumim. Da, cetățenilor la fel le spunem sărbători fericite. Fiecare ce ne propunem să ne putem și realiza și la mulți ani la toată lumea. Mulțumim.